Dragilor, astăzi alături de noi este Roxana Avădanei, psihoterapeut integrativ, fondator al comunităților Embodiment România și Ikigai Dojo și vom vorbi despre apartenența, despre cartea Apartenența, cum să redobândim sentimentul de apartenență prin conectarea cu sine, cu ceilalți și cu natura. Așa cum am mai spus și în alte rânduri, există într-adevăr, există cărți care îți transformă viața pentru totdeauna. Iar această carte, Apartenența de Tocopa Turner, este una dintre ele. Pentru că Roxana a citit această carte, pentru că și-a făcut și însemnări pe marginea acestei cărți și are câteva citate preferate pe care o să ni le povestească ceva mai târziu, aș vrea să o las să ne povestească și să ne împărtășească ceea ce a simțit citind această carte, pentru că, într-adevăr, este o carte complexă și cuprinsul ei are multe capitole și, de fapt, în sine, fiecare capitol este un subiect de discuție, o temă de discuție. Așadar, Roxana, o carte, cum spuneam, care este transformatoare de vieți și de perspective asupra vieții. Povestește-ne despre apartenența lui Tocopa Turner. Deci așa mă bucur că ai așa o intuiție bună și m-ai nimerit cu cartea asta. Tu m-ai inițiat în a o descoperi. Cum ai făcut și cu Dansul Furiei, de care m-am îndrăgostit iremediabil și acum apartenența vine acolo, fac un cuplu superb. E o carte atât de frumos scrisă și chiar îți spuneam înainte să începem, atât de frumos tradusă, chiar o felicit pe psihoterapeuta de care spuneai, Andreea Mănescu. Mănescu. Superb, absolut superb tradusă. E ca o poezie, ca și cum ai sta de povești cu o persoană foarte apropiată. E atât de cald scrisă și atât de cu imagini atât de evocatoare și blânde și parcă te culcușește așa în rândurile cărții astea. Am început să o citesc astăvară, când chiar am trecut printr-un episod în care mi s-a potrivit mănușă, adică aveam sentimentul ăsta de alienare despre care și Tocopa vorbește. Sentimentul ăsta că deși sunt înconjurată de oameni ăsta, și asta e tot o lipsă de apartenență și poate una și mai dureroasă. Când ești înconjurată de oameni și totuși te simți foarte singur sau că nu aparții. Exact. Și a venit fix ca o alinare cartea asta și atât de mult m-am regăsit în ea și atât de multe semnificații am găsit și m-am regăsit în rândurile pe care le-am citit. Nici n-aș ști de unde să încep, cred că trebuie să facem o serie de videouri despre carte. O să vedem ce iese astăzi din discuția noastră. Îmi place că abordează mai multe aspecte care pentru mine sunt interesante. Vorbește despre mai multe tipuri de alienare, să spunem, și că prima oară când ne simțim cumva în zona asta este chiar când ieșim din burta mamei, pentru că atunci e prima oară când noi cumva nu mai aparținem, suntem în lume și apoi sunt desigur diverse desprinderi pe care le avem pe parcursul vieții și originea singurătății se află în familia de bază, că ce să facem. Vorbește și despre arhetipuri, ea este iunghiană de origine și atunci vorbește mult despre arhetipurile lui Jung, vorbește despre vise și simbolistica și modul în care te poți apropia prin vise de inconștient și tot ce se află acolo, toată bogăția pe care o avem în inconștientul nostru și să-ți mărturisesc, chiar am început să fiu mult mai atentă la vise. Exact asta vreau să te întreb, relevanța viselor. Da, e incredibil. De multe ori mi le-am mai notat, dar le studiam mai mult așa din perspectiva simbolurilor universal valabile și cumva căutam semnificația lor, poate inclusiv pe internet și ea ce înseamnă dacă visezi aia și ce înseamnă dacă aia e de bine, aia e de rău, aia simbolizează nu știu ce. Dar visele sunt o cale de a te cunoaște pe tine și de a căuta care e simbolistica pentru tine, care e semnificația sau ce înseamnă pentru tine dacă apare în vis, eu știu, un șarpe. Ce emoții ai trăit tu atunci?
cu cine asociezi din viața reală personajul sau scena de acolo, pentru că apare într-un mod deghizat, să spunem, și e o formă de a ne apropia de noi, pentru că mai mult decât a scrie și hai să caut repede pe internet ce înseamnă aia sau ailaltă, a sta un pic cu aceste vise și ale da așa câte un fir de, ca un fir de ceapă, mai dai cât un voal, mai dai cât un voal și să vezi despre ce e vorba acolo. Îmi place foarte mult că abordează importanța emoțiilor și cum să le invităm în viața noastră și cum fiecare dintre emoții are un mesaj, are o înțelepciune. Și aici chiar eu sunt dintre persoanele care au fugit de emoții sau au fost în scenariul ăla, fii puternic, nu avem timp să ne plângem acum și să căutăm Nu nu avem știu timp ce. de procesat Nu emoțiile. avem timp de prostii și hai la treabă! Trecem noi și peste asta. Numai că asta, vezi, e un prim abandon pe care îl facem noi față de noi, pentru că emoțiile alea ne comunică ceva, ceva foarte important despre noi, despre. Așa cum și în Dansul Furiei vorbește cât de importantă e furia și ce mesaj poartă ea și că ți-au fost încălcate granițele și Tocopa abordează și furia și tristețea și toate celelalte emoții, bucuria, fiecare dintre ele fiind ca un mesaj trimis așa, ca un porumbel mesager. Uite ce se întâmplă cu tine în momentul ăsta, ești trist, ai pierdut poate ceva important pentru tine, trăiești o pierdere în momentul ăsta. E tot un mod de a ne conecta cu noi prin emoții și când le îndepărtăm, hai, 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 că n-am timp de voi, ce se întâmplă și ce vorbește și Tocopa în cartea este că la un moment dat apar somatizările și apar problemele în corp și nu-i de mirare și chiar s-a întâmplat după vară, oamenii când au venit în concediu, pe înapoi în cabinet și au zis, mă simt mai rău decât înainte și în concediu parcă mai rău au decăzut. Și asta se întâmplă pentru că în restul timpului nu ne acordăm acest timp de a sta, chiar am scrisele astea despre acest a sta, e atât de important să și stăm, suntem mereu în mișcare, mereu să facem ceva. Și când ne relaxăm, fix atunci ne apar toate bubele, pentru că ies și ele la suprafață, au un moment în care pot să se manifeste. Trebuie să vorbim despre apartenență și în contextul ăsta în care noi trăim, pentru că venim după 2 ani sau cât, Doamne iartă-mă, nici mai știu, de pandemie, în care purtăm măști, în care stăm fiecare în casa lui. Cred că sentimentul ăsta de alienare a fost cu atât mai mult s-a înrădăcinat, plus opiniile diferite, noi am mai vorbit despre asta, care e pro, care e contra vaccinului, au apărut în familii tot felul de discuții între prieteni, toată nebunia asta, social media, pe care, sincer, deci nu știu, eu admir când mai văd oameni care fac acest detox de social media și chiar vreau să-mi găsesc și eu calea de a tăia. Am tăiat, dar aș vrea să tai și mai mult, pentru că mi se pare că cu atât mai mult ne înstrăinează. Pentru că îți dă doar o aparență a conectării, nu e o conectare reală, plus că toată lumea, mă rog, toată lumea, majoritatea lor postează mai degrabă cât de bine e, sau uite ce proiecte frumoase am lansat, sau uite ce vacanțe am fost. Se vorbește mai puțin despre părțile astea mai puțin frumoase, mai puțin plăcute. Și apoi, cumva, cum să nu te simți înstrăinat când nu te mai regăsești în tot ceea ce vezi că se întâmplă în jurul tău? Plus că mai este și înstrăinarea aceasta acum și cu inclusiv războiul care înstrăinează foarte mult. Trăim niște vremuri care cred că ne Foarte apropie tulburi. foarte tulburi, da.
Uite, o să citesc acum un fragment din cartea lui Tocopa care spune: deși guvernează atât de multe arii din viața noastră, rar se vorbește deschis despre apartenență. Ca și atunci când e vorba despre suferință, moarte sau inadecvare, suntem direcționați să credem că a simți lipsa de apartenență e ceva rușinos și ar trebui ascuns vederii. Ironia cea mai mare e că, deși cultura modernă suferă de o epidemie de alienare, mulți dintre noi ne simțim singuri în trăirea acestei lipse de apartenență, ca și cum tot restul lumii face parte din ceva și doar noi suntem singurii rămași pe din afară. Și această suferință trăită în tăcere e o suferință profundă și o suferință care cu cât o lași să dospească, cu atât crește mai mare. Și povesteam că asta se simte încă din familia originală, când ne naștem, unde ne naștem și cum ne tratează părinții sau membrii cei mai apropiați ai familiei. Plus că trăim și vremurile astea în care noi nu mai trăim în familiile extinse. Spunea la un moment dat Tocopa de, în loc să te privească 40 de perechi de ochi, pentru că trăiai într-o comunitate cumva acolo împreună, satul care creștea copilul, acum abia dacă îți mai vezi mama, pentru că oamenii pleacă la muncă, toată lumea e într-o agitație continuă, iar Tocopa chiar a avut o mamă. Un Hai să-i context familial spunem sincer, hai să-i spunem toxică, o mamă toxică. toxică, da. Și Cum care îi nu-i spun. valida, în primul rând că nu-i valida emoțiile și tot timpul erau discuții și cumva existând relația aceasta mamă-fiică, ea și-ar fi dorit să o simtă pe mama ei ceva mai aproape, fiind și femeie, deci de același sex, să înțeleagă cumva partea aceasta mai sensibilă, mai emoțională și lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat și ea chiar la un moment dat pleacă de acasă și așa într-o continuă căutare a ei și aș găsi locul, cum se mai spune, nu îmi găsesc locul. Și apropierea asta de ea apare într-un moment în care, cred că în 2016, a fost ea diagnosticată cu o boală autoimună, ca să vezi și bolile astea autoimune, că ce este sistemul imunitar care luptă tocmai împotriva ta, adică e. Auzi, lasă-mă un pic să fac o mică remarcă apropo de bolile autoimune, pentru că este un subiect la fel despre care nu se prea vorbește și multă lume nici nu înțelege conceptul de boală autoimună și da, Tocopa Turner venind cu niște traume din copilărie vorbește despre această boală autoimună. Despre bolile autoimune vorbește și Gabor Mate în recenta sa carte. Printre altele, printre multe alte subiecte interesante, vorbește Gabor Mate și despre incidența bolilor autoimune și cum se produc, care sunt cauzele acestor boli. Eu mă bucur atât de mult că l-ai adus și pe prietenul nostru Gabor Mate între noi. Mă bucur atât de mult că încep să se vorbească lucrurile astea. Cred că e atât de important. Atât de multă vreme am alergat așa după mă doare acolo, dăm pastilă, mă doare acolo, dăm pastilă, vin la terapie. Dar ce să fac? Dăm ceva, dăm ceva. Zi, mi-am încercat de toate. Spune ce să mai fac. Vrem soluțiile astea rapide, easy fix, hai, pac, pac, ca pe social media, la un like distanță. Și nu ne dăm seama cât de multe se ascund în propriul corp și un corp care, am mai vorbit noi Trimite despre semnale, mesaje. semnale, dar noi le ignorăm. Mă dau cu o cremă să-mi treacă genunchiul, iau o pastilă că mă doare capul, fac o baie fierbinte că nu mai știu ce Sunt prea stresat. prea bine. Dar problema nu dispare și nu dispare pentru că nu ne-am dus la sursă și cu atât mai mult faptul că Gabor Mate este medic la origini, cred că îi se acordă mai multă
credibilitate, că poate dacă ar fi fost altcineva, ar fi zis, ce știe ăsta, că nu e doctor, dar pentru că el are background-ul ăsta medical și știe și a văzut și a lucrat în domeniu, iată că e o voce și la vârsta lui e atât de deschis și văd că face o muncă de pionierat și de... Na, sigur, mai sunt și alții, dar se vorbește despre asta, legătura dintre boală și poveștile pe care le-ai avut când erai copil. Pentru că își pun amprenta. Aș vrea să te întreb, cum simți tu, poate, interacțiunile cu membrii celor două comunități pe care le-ai fondat? Cum simți tu nevoia de, și aici vorbim, e bine să aducem cumva și experiența proprie, experiența personală a interlocutorului nostru, invitatului, cum simți această dorință sau nevoie chiar de apartenență a acestor membri la aceste comunități, Embodiment România și Ikigai Dojo. Și aici mă refer mai ales la împărtășirea acelorași valori personale. Pentru că e foarte posibil să nu mai împărtășim, să spunem, aceleași valori cu partenerul de cuplu. E posibil să nu împărtășim aceleași valori cu proprii noștri copii sau cu proprii noștri părinți. Și atunci să simțim nevoia sau să ne gândim că, de fapt, mai poate că nu suntem chiar singuri, deși sentimentul de singurătate e acut. Dar poate că nu suntem chiar atât de singuri și s-ar putea să mai fie oameni pe această lume care simt și gândesc ca mine. Și, practic, comunitățile asta fac, aduc oamenii cumva împreună. Îmi place foarte mult să lucrez cu grupuri. Sigur, și unul la unul are valoare, dar în grupuri e ceva absolut transformațional, deși e așa un cuvânt mare, dar chiar este. Să nu uităm că noi, la origini, am trăit în comunități, am trăit în jurul focului, am împărtășit în jurul horelor, dacă tot vorbim de cultura noastră românească, am fost la așezători, dar așa au fost oamenii și-au creat locuri în care să se simtă parte din ceva. Și chiar la originea proiectului pe care l-am lansat acum cât 3 ani, chiar asta, de fapt, a fost propria căutare a apartenenței, pentru că simțeam că nu aparțin. Lucram într-un domeniu în care, apropo de valori, nu erau aceleași valori. Lucram în comunicare, în marketing, în zona asta mai business, mai corporate, Corporate, da. în care nu pot să calific că e bine, că e rău, doar că nu mai era aliniat cu mine, nu mă regăseam acolo. Se urmăreau niște lucruri care pentru mine nu aveau semnificație, puneam mai multă valoare pe relația umană, pe ce construiam așa între oameni, nu între rezultate financiare și mai știu eu ce KPI-uri și whatever. Și a plecat deci de la o dorință și o nevoie a mea și o căutare a mea, pentru că inclusiv Tocopa vorbește despre acest, îi spunea, coborârea în lumea subterană. Avem nevoie să ajungem acolo pe fundul ăla al prăpastiei pentru a ne căuta pe noi, în primul rând. Și uite, chiar citesc aici, drumul către apartenență cere mereu un sacrificiu. Fie că e ruperea unor prietenii, ruperea de familie, siguranță sau convenție, trebuie să renunți la ceva cu valoare reală pe care te bazai. E o fază de eliminare nemiloasă, te dezbracă de tot ce nu este viu și în creștere, ca să-ți poți găsi modul tău propriu de a fi în lume. E absolut superb, mi se face așa pielea de găină, pentru că și eu am simțit atunci, cred că acum 4 ani se întâmplă asta, că m-am dezbrăcat de tot ce am fost înainte, de toate structurile în care fusesem, pentru a crea ceva nou. Și odată ce am făcut-o, cumva
Am început să întind o mână către alți oameni care poate nu erau în faza asta de renunțare, erau mai degrabă în faza de căutare, de explorare. Și punându-ne împreună, efectiv simți și vezi oamenii cu care se schimbă la față, la propriu, vin într-un fel, ochi în telefoane, agitați, hai, unde, cum, ce, ce, hai să beau apă, hai să și până se așează. Și la sfârșit au o liniște, o așezare, o tihnă, nici nu știu cum să-l exprim în cuvinte. Și partea asta, cum îi spui și tu, de împărtășire, de a-ți da seama că nu ești singurul care trăiește anumite lucruri, care. Pentru că de aici apare sentimentul ăsta de însingurare cel mai mult, că ai senzația că prin ce treci tu sau că ce ți se întâmplă ție este N-a mai trecut nimeni. nici că ar mai trăi altcineva și nimeni nu are cum să te înțeleagă. Și cu adevărat, 100%, da, nu poate nimeni să fie exact în locul tău. Și povestea fiecăruia este unică, dar sunt aspecte Sunt multe asemănătoare. elemente comune. Și atunci foarte mult te ajută partea asta de comunitate, de a fi împreună. Dar, din nou, nu de dragul trecutului, pentru că suntem de nu știu cât timp prieteni sau pentru că mi-e frică să mă duc spre ceva nou, ci pentru că realmente acum și aici sunt în grupul de oameni care împărtășește aceleași valori și aceleași trăiri ca și mine. Și e normal ca pe parcursul vieții aceste grupuri de oameni să se schimbe. Câtă vreme noi nu avem această disponibilitate de renunțare despre care vorbește și Tocopa, ne agățăm de niște vechi versiuni ale noastre. Sau inclusiv de spuneai de cuplu. Se întâmplă și în cuplu, pur și simplu, la un moment dat, să nu mai împărtășim aceleași direcții. Și e important să știm să renunțăm decât să rămânem, pentru că acolo va crește, clar, sentimentul de singurare, pentru că singurătatea în doi este mult mai grea. Pentru că e acolo o persoană, dar nu este. Da. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre apartenența, cum să redobândim sentimentul de apartenență prin conectarea cu sine, cu ceilalți și cu natura. O carte scrisă de Tocopa Turner. A fost alături de noi Roxana Vădanei, psihoterapeut integrativ, fondator al comunităților Embodiment România și Ikigai Dojo. Îi mulțumim foarte mult pentru mărturisirea, aș spune, de credință și pentru felul în care a simțit și a rezonat cu valorile din această carte și implicit cu autoarea Tocopa Turner. Mulțumim mult, Roxana Avădane. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Vreau să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!